Бих искал да ви задам въпроси. Дали децата от Вален все още говорят български там? Da, s udovolsvie za mene e čest i golemo udovolsvie. Limba vorbită în comunitățile de bulgari din Târgoviște și Bălen este tema de cercetare de aproximativ un deceniu pentru profesorul universitar Kenta Sugai din Japonia. Bulgarii care au trecut Dunărea în secolul al XIX-lea pentru a se stabili în părțile noastre și-au conservat foarte bine graiul și obiceiurile, oferind cercetătorilor un bun material de studiu. Bună ziua! Mă numesc Kenta Sugai, sunt profesor universitar din Japonia și am venit aici pe 5 septembrie și am rămas în Târgoviște câteva zile și mâine voi pleca spre București și poi mâine spre acasă. Am venit aici să aflu cât mai multe de la vorbitorii dialectului bulgar din Târgoviște și Balen, pentru că eu cercetez de mult limba bulgară din România și Moldova. Am scris teza de doctorat pe tema legată de influența limbii române în dialectul bulgar din Brnești, Ilfov. Acum sunt interesat de starea contemporană a graiului bulgaresc din Balen și Târgoviște, pentru că în Brnești, în momentul acesta, numai bătrâni vorbesc limba bulgară și tinerii nu păstrează limba și tradiția bunicilor, străbunicilor. Dar în zona acestea și copii știu să vorbească bulgară și cultura și tradiția se păstrează până astăzi. De aceea am venit încă o dată aici să continui să cercetez cum se păstrează limba și cultura în mediul de limba română. În Târgoviște, profesorul Sugai a discutat cu bulgarii din cartierul Matei Voievod, iar apoi a mers în comunitatea din Băleni. Primul drum făcut în județul Dâmbovița a pornit de la Sofia, în urmă cu 10 ani. Mă bucur că pot să vorbesc despre colaborarea mea cu Kenta Sugai, profesor în Japonia, profesor universitar, pe care l-am cunoscut în urmă cu 10 ani, la recomandarea profesoarei mele din facultate, de la Sofia, care l-a trimis la mine. A stat câteva zile la Târgoviște, a fost cazat aici, dar n-am fost în Matei Voievod, am fost doar la Bălen, sârbi, chiar la mine acasă, la părinții mei, și acolo a stat de vorbă cu copii, cu oameni în vârstă, s-a interesat de graiul nostru care se păstrează la nivelul la care au venit, cu influența, bineînțeles, a limbii române. Bulgarii din Băleni sunt bucuroși că un profesor din Țara Soarelui Răsare se ocupă cu studierea dialectului lor. Mă numesc Gheorghe Toader, sunt profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic Udrea Bălean, Băleni, județul Dâmbovița, și sunt și președintele Asociației Bulgarilor din Băleni, numită Asociația Bulgărscă Radost, Bucuria Bulgară. Noi suntem, să zicem, cercetați cu ghilimele de rigoare de mulți ani, de-a lungul timpului, cercetători din Bulgaria, din Rusia și iată, tocmai din Țara Soarelui Răsare, sunt interesați de dialectul vorbit la nord de Dunăre, e vorba de limba bulgară, pentru că noi suntem ca o mică insulă într-o mare de latinitate. Și este un fapt foarte curios că domnul profesor universitar, tocmai din Japonia, știe limba bulgară, a învățat în Sofia, s-a specializat în Sofia și mai mult s-a interesat de bulgarii din diasporă, cum ar veni, s-a interesat de limba bulgară, cum a evoluat, la ce nivel se află, în comunitățile de bulgari din România și din Republica Moldova. Este un lucru foarte frumos și interesant și cu multă curiozitate și neastâmpăr am așteptat când să-l văd, să-l cunosc pe acest domn profesor când am fost anunțat că vrea să cunoască pe bulgarii din Băleni. L-am așteptat cu mare drag și curiozitate, cum am spus. I-am prilejuit întâlnirea cu copii de la școală, cu oameni de diferite vârste,
până la 89-90 de ani, persoane care au putut să vorbească în graiul bulgăresc de la noi. Știți că limba noastră bulgară este o bulgară de secolul XIX, are foarte multe cuvinte românești. Graiul nostru actual este, să zicem așa, îmbogățit cu multe cuvinte din limba română, dar pentru mine a fost o surpriză extraordinar de plăcută că în două zile de expediție care a avut dânsul de culegere de informații, a prins și cuvintele ca în dialectul nostru, cuvinte românești, știind bine limba română, a adăugat dezinența specifică limbii bulgare și a dialogat foarte frumos într-o limbă vie, colorată și pe înțeles cu toți oamenii care i-am prilejuit întrevederea. Comunitatea din Băleni se dovedește a fi în continuare păstrătoare a limbii vechi adusă de la sud de Dunăre. Aceasta ar fi una dintre concluziile cercetării care va fi publicată anul viitor. Aici este mai veche decât limba bulgară în Bulgarie, pentru că nu este influență din partea limbii literare. Da, și este doar influență de la limba, influența limbii românești. Cum ați învățat limba română? Am învățat limba română la universitate în Tokyo, când eram student și atât. În prezent, comunitatea din Băleni numără aproximativ 5.000 de bulgari. Mili sănărodnici, scăpi târgovcianii, scăpi bălgării od Târgoviște, scăpi drugarii od Zaedno, asociația asta na bălgarite od Târgoviște. Asam Todor Gheorghev Petrov od Băleni. E vi kazam mogu pozdrav. E molja vi se da govorite na bălgarski i da se znaje če decata sa potomci na bălgarite. Molja vi se da govorim i od tu natatak odnovo, podobre, knijoven ezik. Am zis salutări bulgarilor de aici, din bulgarul din Târgoviște și cel de la Zaedno și le mulțumesc că vorbesc limba bulgară și le doresc să învețe pe copii de acum încolo să vorbească limba bulgară, să ducă mai departe duhul bulgar și duhul românesc împreună. Cam